Bună seara, domnul avocat. Bună Azi seara. e ziua națională a culturii sau e ziua culturii naționale, nu știu cum se sărbează și în Moldova și în România, România, ziua da. nașterii lui Eminescu, dar Eminescu. înțeleg că nu o să vorbim despre cultură. Ai mata teme juridice de drept și dreptate, a? Eu cred că aceasta se refer... despre ce vom vorbi astăzi, acum se referă și la cultură, deoarece aceasta despre ce vom vorbi este baza culturii. Este foarte bine că astăzi se sărbătorește deci, Ziua Culturii legată de mijlocie de Eminescu și în România despre Eminescu nu se prea vorbește. Nu știu de ce, deci în Basarabia sau Republica Moldova se vorbește mai mult, se discută. Este un lucru bun. Eu, în ultimul timp, văzând, auzind atâta minciună, atâta dezinformare în spațiu public, văd că au apărut, mai ales în Republica Moldova, în România, deci nu s-a schimbat aproape nimic, a rămas tot aceeași cum era și 10 ani în urmă, cam, iată, la Antena 3 era Mircea Badea și Mihai Câdea, deci eu sunt fanul lor, de prin anii 2000, băieții ăștia s-au luptat pentru dreptate, adevăr, restul în spațiu public al României cam a fost dezastru. Da, păi unora și mie, de exemplu, ei ambii îmi par manipulatori și dezinformatori. Nu știu de ce îi Deci. dai ca exemplu. Și mie îmi plăcea odată Mircea Badea, cu Gâdea n-am apucat. Mircea Da. Badea îmi plăcea cât eram dincolo de Prut. Când am venit dincoace de Prut și am văzut realitățile, m-am dat seama că Mircea Badea e un lătrat și jalnic care îi atacă, de exemplu, pe protestatarii rezist fără nicio noimă și îi stigmatizează și îi disprețuiește. Și el se Aici pare că e o slugă fidelă a patronului televiziunii Antena 3, care e un fost securist și încă și pușcărie, o statuleacă la pușcărie, nu? el Despre... a stat la pușcărie pentru că l-a pus Băsescu la comandă. Da, deci crezi că n-avea nicio vină. Dar oare cu ce bani au Nu, ajuns să facă trei televiziuni? în orice caz l-au eliberat, spre deosebire de primul ministru Năstase, președintele Camerei Deputaților sau președintele Senatului Dragnea, deci și alții Păi care și au fost pus. Năstase s-a eliberat. Dragnea o să iasă Da. de grabă. Năstase a scris și el Nu, câteva cărți ca Voiculescu. Dragnea nu, poate nu o să iasă că văd că i-au făcut A, că altul mai are senat. un dosar de urmă. Am înțeles. Da. Mai, păi când, așa e practica, deci problema constă în aceea că în orice caz, pentru mine, eu n-am avut cu cine compara alte posturi de televiziune în România decât în afară de Antena 3, care mai spuneau câte un adevăr. Aprecierea lui Antenei 3 și altor posturi de televiziune depinde de viziunile politice pe care le manifestă persoana respectivă. Deci, Păi cam ca Eminescu, care tatăl când era publicist, scria la Timpul, tot lovea în adversarii celor care finanțau Timpul. Deci se pare că nu a făcut nici el jurnalism echidistant în stilul BBC, ci mai degrabă jurnalism partizan. hai să vedem cu BBC. Iată, BBC face informații pentru acei care sunt împotriva lui Trump. De asta de mult, de când 4 ani în urmă BBC a fost pentru Clinton, absolut toată presa, aproape toată presa americană a fost că pentru Clinton, îi dorea ca ea să câștige alegerile, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și cetățenii din America au votat împotriva celor lui Clinton, în mare parte, mai mult în orice caz decât toate, până la urmă Trump a câștigat, inclusiv și datorii, dar și presa s-a dovedit în mare măsură că a spus foarte multe minciuni. De ce eu, iată acum, iată chiar astăzi a apărut pe YouTube, pe data de 20 ianuarie în Statele Unite nu va fi inaugurarea noului președinte. Poate sunt niște minciuni, poate sunt niște fake-uri, dar să ajungem pe data de 20, că se menționează că acolo armata îl susține pe Trump. Nu știu, e adevărat sau nu, iată o să vedem. Nu știu ce înseamnă armata, dar Garda Națională stă acum în Capitoliu și ieri, când au fost Garda ședința aceea de Națională nu e impeachment sau armata. alaltă ieri, intrau deputații, senatorii, intrau peste soldații care dormeau pe jos și stăteau și păzeau câteva mii. Corect. Păi iată acolo de ce nu i-au păzit. Deci iată cei care au intrat în Capitoliu, de ce au putut intra?
Doar acolo se vede, iată, mă uit pe YouTube, se vede, deci, cum polițiștii merg umăr la umăr cu... Sau cine-s acolo, Garda Națională, nu știu cine păza Capitolul în momentul când aceia au intrat. Poate poliția, poate Garda Națională, poate armata deghizată, mai știu eu. Dar au intrat umăr la umăr cu protestatari în Capitoliu. Nu s-au împotrivit nimeni. Și nici nu erau mulți acolo. S-au împotrivit unul și au luat cu stingătoarele de foc în cap și au cam murit un polițist din paza Capitoliului. Au murit vreo 5. Vreo 5, dintre care și protestatari, dar și un polițist, care s-au împotrivit și au luat bătaie. Când vezi că-s mii peste tine, nu prea ai ce să faci. Odată e cu spray, e împușcat. Iată, eu vreau ca să discutăm despre problema, iată, tema, deci, care e necesară oamenilor, despre adevăr și dreptate. De ce? Pentru că eu mă uit, iată, m-am uitat nu de mult, nici în principiile comunismului, nici în Biblie, sunt acolo, știi, 10 porunci, nu fura, nu ucide și așa mai departe, dar despre adevăr și dreptate niciun cuvânt nicăieri. Nu, deci, dar în viața, în principiu, a oamenilor se dovedește că, iată, problema adevărului și dreptății este o problemă de principiu, o problemă principală, sau două probleme principale, care în general se ignoră, în general se dispasă și de mass media, și de politicieni, și de... În general, de oameni care nu prea se gândesc ce înseamnă adevăr, ce înseamnă dreptate și așa mai departe. Și iată, gândindu-mă la aceasta, m-am prins cândva cu gândul că e greu de vorbit despre adevăr și dreptate. Fiecare, iată, să mai spune cu adevărul lui, adică adevărul sunt multe, întotdeauna adevărul este unul. Cei ce pe lângă adevăr sunt, desigur, mai multe minciuni. Și cu dreptatea, deci iată, dreptatea juridică, dreptatea socială. Și în primul rând, până la dreptatea juridică, trebuie să vorbim despre dreptatea socială. Dar cum să, care este esența acestor noțiuni? De unde a apărut? Cum a apărut? Iată, eu m-am prins cu o idee că un an în urmă am încercat, iată, astă vară, da, un an în urmă că am încercat chiar mai mult decât să caut, fiind în București, am încercat să găsesc în bibliotecile din România, inclusiv Biblioteca Academiei de Știință a României, lucrarea lui Marx, Capital, în toate volumele. Și lucrarea lui Engels, Originea familiei, proprietăți private și a statului. Eu cândva aceste lucrări le-am citit din scoarță, mai ales Capitalul este o lucrare colosală care trebuie, am depus mult efort, n-am putut-o citi până la sfârșit, decât în anul 5, la universității, deoarece aveam mai mult timp când scriam teza de licență, iar lucrarea lui Engels, Originea familiei, proprietăți private și a statului, deci am citit-o, ea se citește ușor, este o lucrare nu prea mare, și aceste lucrări, deci, au stat la baza formării concepțiilor mele mai ulterioare, și iată, consider că în lucrarea Capital, Marx a descris cum a, în principiu, cum s-a format sistemul economic al lumii în general, și iar Engels în lucrarea sa Originea familiei, proprietăți, iată, Originea familiei, adică proprietatea și statul ulterior au apărut. Adică cum s-a dezvoltat în principiu omenirea în general, pornind de la grupările cele care se numeau familii și a arătat cum în diferite state actuale, deci s-au dezvoltat aceste entități. Și iată, în bibliotecile României și în ulterior m-am dus în 2019 vară la Biblioteca Națională la Chișinău, n-am găsit lucrările acestea, n-am găsit volumele toate a Capitalului, cu mare greu am găsit lucrarea lui Engels aici la Biblioteca Academiei de Știință a României și la Chișinău tot cu mare greu am găsit lucrarea lui Engels, Originea familiei, proprietăți private și a statului. Printre altele am rugat acei de la Chișinău o lucrare foarte terfelită, am făcut copii de pe ea, mi-au permis și aici în România tot am făcut copii, dar era numai câte un exemplar. Și eu am ajuns la concluzie că deci băieții care când au curățat lucrările lui Lenin, nu le mai găsește, dar mă rog, eu consider că Lenin a scris acolo multe
a copiat mult de la alții, de la Kautsky, de exemplu, și nu, nu prea, eu am citit lucrările lui Lenin destul de mult, ele sunt foarte contradictorii și cam strani, dar lucrările lui Marx și Engels, deci că au fost distruse, au fost arse sau ce au făcut cu ele, au curățit bibliotecile de ele, deci asta s-a făcut numai cu scopul de a ascunde conținutul acestei lucrări de la tineret și deci astăzi nici în, numai în unii universități de elită, iată, oamenii de știință care îi ascult eu pe YouTube, ei spun că la Harvard, la Oxford, la universități de elită din lume, Marx și Engels se studiază foarte detaliat, numai dar în restul, deci, Doamne ferește, deci să se vorbească despre ele. Și de ce? Dar pe internet, mă uit, este capitalul în orice limbă disponibil gratuit. De ce ai vrut neapărat să-l cumperi? Nimeni nu-l atrage atenție tineretului în studenților să se adreseze, să citească aceste lucrări pentru a-și forma un concept de viață pe care ei o vor trăi în viitor. Deoarece mai ales, iată, lucrarea lui Engels, așa și se numește, originea familiei, proprietății private, adică cum a apărut familia, cum a apărut proprietatea privată și cum a apărut statul, la diferite popoare, printre altele. La germani el scrie acolo, la Grecia antică, la Roma antică și așa mai departe. Și iată, dacă citești măcar această lucrare din scoarță în scoarță, măcar o dată, și o să ai posibilitatea să faci niște concluzii, inclusiv despre viața ce te așteaptă în viitor, inclusiv și despre viața trecută a bunicilor, părinților, a bunicilor și străbunicilor. Dar, cu părere de rău, în instituțiile deci, actuale de învățământ superior, și vreau să atenționez că lucrarea lui Engels, chiar și originea familiei proprietăți private, este pentru a o studia, este nevoie de anumite cunoștințe, adică de o pregătire oricare. Eu am întâlnit, nu mai vorbesc de capitalul lui Marx, care deci, cere eforturi considerabile pentru a înțelege multe momente ceea ce a scris, ce a vrut să spună Karl Marx. Vreau să menționez că eu cunosc personal două persoane, un bărbat și un băiat și o fată, care, iată, fiind elevi de clasa 1, băiatul era clasa 9, domnișoara era clasa 10, care s-au apucat să citească Capitalul lui Marx. Și e minunat, iată, eu recomand tinerilor să se adreseze, iată, pe internet, în biblioteci, nu vor găsi aceste lucrări, poate întâmplător, poate părinții, poate bunii le păstrează undeva prin podurile caselor sau prin beciurile respective, să citească acestea, să încerce să citească lucrările acestea și subliniez că lucrarea lui Engels, originea familiei, proprietății private și a statului, nu este complicată de a o citi. Și atât aici, deci, vreau să spun, să atrag atenția, deci, atât, tineretul, astăzi mulți gândesc că dacă o să pleci pe hotare, o să facă niște dolari sau euro, deci mulți speră, iată, eu am întâlnit tineri care spuneau, da, ce? Bă, pluhotniuc, poate să furi, lasă-l, adică să furi. Și dai Dumnezeu, dacă poate. Și el am întrebat, dar tu tot speri să ajungi, de unde furi pluhotniuc? Nu de la tine, nu de la părinți, nu de la bunii tăi? El a zis că nu, el consideră că pluhotniuc nu l-a furat nimic, prin nimic. Deci, iată această problemă care există și tineretul, deci, iată, având studii profunde, deoarece la universitățile noastre, deci, cu părere de rău, nu prea să citești ceea ce ar trebui să le citească, rămâne numai propriul interes ca să pătrundă, să ajungă la adevărul care ar trebui să-l știe, să-l cunoască fiecare. Deci, iată, și acest adevăr nu este prea complicat, cum nu este complicat tare nici viața noastră. Deci nu o complicăm prin aceea că nu cunoaștem adevărul și nu dorim să-l aflăm. Deci iată, ne închipuim astăzi, iată, închipuiți că noi suntem persoane care trăim pe planeta Pământ. Planeta Pământ face parte din Univers. Ne închipuim sau nu, dar asta suntem, niște purici pe un fir de praf în univers, da. Corect, dar unii nici asta nu știu și așa mai departe, deci ce înseamnă univers, ce înseamnă lumea înconjurătoare. Și iată, în universul ăsta până când, noi știm că există
numai o ființă cu umanitate, oamenii, care e curățiune. În orice caz, noi până astăzi nu cunoaștem. Și plus aceea, nu cunoaștem nimic despre ce, unde se termină Universul, unde se începe, unde se termină, câte planete sunt, ce conține acest Univers până la... Adică, în principiu, nu cunoaștem tot adevărul. Cunoaștem numai că, deci, iată, Pământul este o parte, componentă a sistemului solar, cunoaștem planetele acestui sistem și cunoaștem de asemenea că numai oamenii curați există pe planeta Pământ. În altă parte nu mai există. Și chiar dacă cunoaștem asta, și azi sunt oameni care se îndoiesc că Pământul ar fi rotund, că Soarele ar fi centrul sistemului solar și că Pământul se învârte în jurul Soarelui și nu e invers. Ei se uită pe cer și văd că Soarele îmblă și se gândesc, păi dacă e clar, se vede că îmblă. Păi asta din prostie. Iată, aici oamenii ar trebui să apuce să discute cu cei care cunosc mai multe. Nu, eu nu cunosc. Eu în jurul meu nu știu nicio persoană care să-mi spună, băi, astăzi că Soarele se învârte în jurul Pământului. În schimb, cunoști foarte mulți oameni, cam toți în jurul matale și în jurul meu, cred că omul a fost făcut cu 6.000 de ani în urmă de Dumnezeu, din pământ, i-a dat suflare și după aceea femeia, care nu-i om, a fost făcută din coasta primului om. O, iată, îmi place, deci, discuția aceasta, deci, iată, asta dovedește în primul rând. Deci, noi nu știm, nu știm unde se începe Universul, unde se termină. Ce e cu planeta Pământ? Cum a apărut ea în cadrul Universului, în cadrul sistemului solar? Nu știm de unde s-au luat oamenii, nu știm. Unde e adevărul? Adică nu cunoaștem adevărul, de unde s-au luat oamenii pe Pământ. Unii spun că i-a făcut Dumnezeu. Și eu, în principiu, aș fi de susțin această poziție. De ce, în primul rând? Pentru că mie mi-ar fi foarte obișnuitor să cred că în Universul acesta nu există o forță mai puternic ca omul, o forță supranaturală care să dirigeze aceste procese. Eu n-aș vrea să cred că Universul este administrat întâmplător din niște ființe neumane de materie, că Universul a provenit dintr-o masă de gaze. Eu aș prefera ca Universul să fie creat de o forță umană, de o forță curațiune, care astăzi îl numim Dumnezeu. Numai din cauza asta. Și eu cred că Dumnezeu acesta conduce cu procesele care se întâmplă în Univers. Dar eu nu sunt precis, nimeni nu mi-a dovedit aceasta și posibil că niciodată nu o să fie dovedit. Altă poziție este că omul a venit pe Pământ din cosmos. Din care cosmos, din care planetă, l-a trimis Dumnezeu pe omul ăsta pe planetă sau nu? Nu știm. A doua, ultima varianta este că omul a apărut din rezultatul dezvoltării unor specii de maimuțe. Dar atunci apare problema, dar maimuța de unde a apărut? Și aici, din pește, de exemplu, sau mai știu, din mare, din ocean. Aici, iar, dar mare, oceanul de unde a apărut? Deci, iată, problema aceasta, de unde și cum și când și de cine, întotdeauna apare și iată cum răspundem, adică, nu cunoaștem adevărul real. Și de aici fel de fel de teorii, insinuații, compuneri de oameni care au scris anumite cărți, poate aceeași Biblie, poate alte lucrări. Și uite, deci eu vreau să spun că totuși lumea aceasta e creată simplu pentru om. Ia uite, avem Soarele și Luna, da? Avem planeta Pământ, oamenii, care se împart, cum? În două specii. Așa se spun, în două părți. Femei, bărbați. Acum avem Soarele, Luna. Ziua e Soare, Luna e noaptea. Adică zi, noapte avem, da? Mai departe, ce merge? Zi, noapte. Diferența e foarte mare. Soarele e un astru care emană lumină, da. Luna e o bucată de piatră care se presupune că s-a rupt cu miliarde de ani în urmă din pământ și s-a răcit și doar reflectă lumina, e ca o oglindă luna. Soarele stă țapăn sau se duce undeva în univers și noi ne învârtim în jurul lui, dar luna se învârte în jurul pământului.
Corect. Asta Este, foarte greu au înțeles oamenii de știință corect, și s-a au înțeles. confirmat, dar foarte mulți nu cred și iată împart soarele cu luna și ziua și cu noaptea. Dar luna apare și ziua. Dar soarele apare reflectat în lună și noaptea. S-au reflectat, iată, zilele astea au fost alinierea planetelor Jupiter cu Saturn. Ele de ce luminează? Pentru că reflectă lumina soarelui, aceluiași soare. Deci, în principiu, deci, iată aceste comparații. Totuși, ne duc la faptul că lumea astăzi, care, pentru oameni care locuiesc pe Pământ, adevărul este nu prea complicat. Deci, s-au lămurit oamenii, cei cu soarele, cei cu luna, deci, iată, mai departe, deci, iată problema divizarea oamenilor între bărbați și femeie. Deci, iată, aceasta este un produs, acestea sunt un produs, iată, a cui, al lui Dumnezeu sau al naturii, în care, deci, locuiesc împreună și sunt nevoit, deoarece, în primul rând, iată, dacă încep, ne adresăm la lucrările lui Engels, iată, lucrarea lui Engels, originea familiei proprietății private, noi vedem care au fost relațiile dintre bărbați și femei în cele mai, din cele mai străvechi timpuri. Și aici, deci, mai departe, iată, oamenii, bărbații și femei locuiesc pe planeta Pământ. În pe alte planete noi n-am stabilit că există așa ființe. Și deci, care e concluzia? Deci, omul în univers, în general, planeta Pământ este ceva excepțional. Poate. Nu există în alt parte. Și care e concluzia? Noi această planetă și aceste ființe trebuie să le protejăm, trebuie să le păstrăm cât mai atent să fim și să facem tot posibilul ca această planetă să existe cât mai mult și oamenii pe această planetă să existe cât mai mult. De ce? Pentru că, totuși, dacă să admitem că aceasta este, existența planetei Pământ se datorează nu lui Dumnezeu, nu unii forțe, nu unii rațiuni, posibil că ea poate să dispară în orice moment, ca și împreună cu oamenii. Și a doua concluzie, că dacă oamenii se vor purta cum se poartă astăzi, neatent, indiferent, fără să știe adevărul, poate să dispară ei de pe Pământ. Că am ajuns la aceea că dacă apăsăm un buton sau doi, trei oameni apasă unul și același sau câteva butoane, noi putem toți să zburăm în aer. Iată, în timpul dacă se înhaită două tabere în Statele Unite, în armate până în dinți, ce va ieși din asta? Măcel. Nu știu. Și se vor măcelări numai ei, unii pe alții, sau poate vor exploda lumea din rezultatul acestui măcel. Și iată, americanii și așa își bagă din când în când armele și armata în Siria, în Vietnam, în Afganistan, în Irak, numai unde nu au fost. Aici, iată, pentru că pot și au interese. Iată, hai să ne gândim acum, care e cauza? De ce? O fac deoarece ei sunt cei mai înarmați, cei mai puternici. Și iată, când noi trecem la care a fost forța de dezvoltare și influența a societății omenești, ce a dus la, să spunem, la dezvoltarea acestei societăți până în prezent. Forța fizică. Cel care era mai puternic, iată, bărbat, femeie. Engels scrie că în unele societăți au dominat femeile, dar asta foarte rar s-a întâmplat. Majoritatea societăților până în prezent au dominat bărbații. Din ce motiv? Că sunt cei mai puternici, fizic. În al doilea rând, iată, mă gândesc că de ce noi până astăzi, nu știu cum oamenii au ajuns, că în loc să se susțină, în loc să se ajute, în loc să se îngrijească de fiecare, ei s-au pornit pe calea. Eu înțeleg că era greu de supraviețuit. S-au pornit pe calea luptelor în continuu între ei. De ce? Pentru că, iată, ce e mai important pentru om? În primul rând, hai să atragem atenția la toți, iată, oameni buni. În primul rând, omul nu poate exista fără aer curat. Adică aici, concluzia, trebuie să avem grijă de ecologie.
Omul nici o minută nu poate exista aproape. Unii pot exista 2-3 minute, alții depinde de antrenamentul respectiv. Majoritatea oamenilor nu pot respira fără aer mai mult de o minută. Oamenii nu pot exista mai mult de 3-5 zile, de exemplu, majoritatea, unii pot, poate mai mult, poate o săptămână, fără apă potabilă. Majoritatea oamenilor nu pot exista mai mult de 30-40 zile fără hrană. Iată, aceste trei elemente au fost motiv ca oamenii să războiască între ei. În primul rând, apa potabilă, care era în aer și apă potabilă, ei aveau în destul, că nu erau mulți pe pământ. Dar mâncare totdeauna a fost puțină. Închipuiți că o mie de oameni trăiesc pe un teritoriu oricare, un timp oricare, și toți care se alimentau din ceea ce le dădea natura, ei au mâncat totul. Și acum ce trebuie să fac? Să pornească să-și caute alt teritoriu, care posibil era ocupat de alte grupări, alte grupare. Și până la urmă, în loc cumva să se înțeleagă, ei, oamenii au început să războiască, au atacat gruparea cealaltă, au ocupat teritoriul respectiv. Mai mult ca atât, iată, și până astăzi există grupări care se mănâncă oameni, în care oamenii se mănâncă unii pe alții. Și cândva aceasta a fost o practică destul de folosită, deoarece omul era pus în situație, ori să moară, ori să îl omoare pe altul. Și iată, aceste relații au ajuns până ziua de azi la noi. Da, dar de foarte mult timp și canibalismul și robia sunt interzise prin lege și se întâmplă doar în mod excepțional, cum ziceai dumneata mai devreme, foarte rar, cazuri patologice sau cazuri penale. Iată, de exemplu, auzi, robia în Statele Unite când a fost interzisă? La mijlocul secolului 19. Sau nu chiar de mult, da? Bun. Și în statele românești au fost abolite abia la mijlocul secolului 19. Corect. De acord. De aceea, a venit timpul, poate, să oamenii în general să schimbe, deci, motivația gândirii, în general purtarea, în general să se gândească la viitor, în primul rând, ce vor face, iată, tineretul, care astăzi se vrea din Basarabia și România să plece peste hotare. Ei, majoritatea, cred că ei acolo o să obțină succes. Eu cred că 10% dacă o să rămână acolo, dar majoritatea, 80-90%, mai devreme sau mai târziu se vor întoarce înapoi. Și ce vor găsi acolo, unde se vor întoarce, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20, e greu de spus. Vedem ce găsesc unii care au fost plecați mult timp, eventual au adunat niște bani sau nu au putut să adune bani și s-au întors acasă și au găsit mizerie, corupție, da, cel mai sărac stat din Europa. Corect. Iată, deci, plecarea peste hotare nu e o ieșire pentru majoritatea populației din țara respectivă. E o soluție individuală. Unii s-au realizat peste hotare și au cumpărat mașină, s-au mutat cu toată familia, au dus, o duc și au dus-o bine. Iată să vezi că majoritatea vor reuși în țările respective, care vor fi în stare să produc ceva cu mâinile proprii, cu personal, cu rațiunea și mâinile și eforturile proprii. Cei care vor conta, deci iată și încă să nu uit ceva, iată încă o relație destul de simplă. Oamenii se întrețin de unde? De la natură, cei ce obțin ei, iată, folosim apă potabilă foarte destul de ieftină și așa mai departe, până când, dar și cum obțin astăzi mijloace de a supraviețui? Prin muncă, așa? Prin muncă unde? La propria firmă, adică ne angajăm și muncim, angajăm pe alții, sau ne ducem să lucrăm la stat sau la privat, la cineva. Și aici lumea întotdeauna uită împărțirea aceasta. Mai uite și încă una, că conflictul principal, da, în societatea actuală este între cei bogați și cei săraci. Și acest conflict, acei bogați fac totul ca să
ascund acest conflict. Uite, astăzi în lume, cei bogați se îmbogățesc, încă din ce în ce mai mult, atât cum făcea Plohotniuc. El avea stabilit, auzi? $1,000,000 planul, $1,000,000 pe zi. Dacă nu făceau, el făcea prăpăt din ajutorii lui. Să închipui, 360 de milioane pe an. Adică în 3 ani el făcea 1 miliard, trebuia să facă. Nu știu, făcea sau a făcut sau n-a făcut. Și cam această practică se în toată lumea. În Statele Unite, știi cineva câți miliardari sunt? Iată, Forbes publică niște acolo date. Fiescu știi despre miliardari oficiali. Păi, dar câți neoficiali, de două ori mai mult cam. După câțiva ani în urmă, eu știam că în Statele Unite, deci iată, nu m-am uitat, poate o să încerc să aflu, aproximativ, mă, că desigur asta, chiar și după datele fiscului nu poți afla precis, dar fiscul Statelor Unite lucrează destul de bine. Era cândva pe 1000 de miliardieri în Statele Unite. Eu îmi închipui cât însă astăzi sunt și ia uite, în lume sunt 200 de țări. Așa? Cel puțin, da, sunt mai multe acum. Nu, sunt 200. La Organizația Națiunilor Unite nici 200 de membri nu sunt. 196, 197, da? Oficial nu sunt mai mult de 200 de țări. Sau poate s-a mai adăugat în ultimul timp, câteva, mai știu eu. Erau 197 vara anul trecut, după informațiile mele care eu m-am uitat tot pe internet, nu știu unde, sau la Savanță. Și uite, dacă miliardari ești, auzi, este 200 de țări. Le împarți. Iată, în Statele Unite sunt 1000 sau 2000. Astăzi eu cred că sunt 2000 de miliardari în Statele Unite, dacă nu mai mult. Și în lume, dacă îi luăm în general, eu cred că ajungem la 5000 de miliardieri. Să închipui, iată, este două țări, le împărțim pentru fiecare țară. O țară o dăm în primire, de exemplu, la 10 miliardieri. Și le propunem ca ei, timp de 10 ani, să facă din țara aceasta o economie și o identitate perfectă, adică să facă drumuri, să facă, deci cum, de exemplu, luăm un oraș din Marea Britanie și spunem, oameni buni, iată, voi toată Ucraina o aduceți la nivelul orașul acesta. Cred că nu s-ar putea de făcut, de ce nu s-ar face? Eu cred că în timp de 10 ani de zile lumea ar fi toate cu infrastructură, cu aprovizionare normală, cu nu ar fi foame și așa mai departe. Și încă o problemă foarte importantă, iată, eu încă am început să fac calcule, deci cât este necesară apă, cât mâncare, cât mijloace pentru a construi, de exemplu, în România. Deci statul român, împreună cu populația, n-ar putea construi atâtea case, atâtea locuințe, cât are nevoie toată populația României. În timp de, eu nu cred că 10 le trebuie, dacă eu m-aș apuca cu o echipă, eu în timp de 5-7 ani de zile aș asigura toată populația României cu locuințe. Dar de ce nu se face? Pentru că băncile n-au interesul respectiv. Și încă una, deci toți se tem de că, iată, nu vor putea controla, ăștia care guvernează lumea, tot timpul zic că nu vor putea controla situația în lume, deoarece prea mult populație avem. Dar uite ce dovedește, nu chiar trebuie departe să ne ducem, România, toată Europa, auzi? De ce? Aceste popoare dovedesc, care trăiesc în Europa, că cu cât mai bogați sunt oamenii, cu atât cât mai bine trăiesc, cu atât mai puțin copiii nasc. Adică, dacă femeia nu este impusă să trăiască în condiții mizerabile, unde soțul, bărbatul sau mai știu eu, poate să facă orice, în timpul iernii mai ales, ei produc... Mai puțin copii. Nu, mai mulți. Dacă nu se impuși, nu fac copii. Europa e acum în scădere demografică vertiginoasă. Nu, apoi stai alea. Copii, cum nu pot? Numai, pot, dar nu vor. Femeile libere din Europa nasc câte un copil, doi, mai mult nu. Exact.
De ce? Că dacă femeia poate să locuiască într-o cameră aparte, într-un apartament aparte, nu împreună cu bărbatul, poate să, când vrea să nască, când vrea să nu nască, atunci, iată, populația Europei nu crește. Populația țărilor civilizate nu crește, ci descrește. Sau rămâne stabilă pe baza migrației. Sau rămâne stabilă, iată, dar de ce în alte părți nu s-ar putea face așa ceva? Deci, pentru că au avut și China politici de oprire a natalității, nu permitea mai mult de un copil să ai... Corect, dar nu trebuie politici, trebuie să-i creezi omului condiții normale de viață. China, deci a fost, marea majoritatea populației chineze au trăit toți în mizerie. Și acum marea majoritate trăiește în mult mai mare mizerie decât trăiesc în România și în alte țări ale Europei. Să nu spunem, să nu fugim de adevărul ăsta. Iată deci unde se ascund multe adevăruri despre care presa, nici politicienii nici nu vor să discute. Și dacă ar aduce nivelul de viață în toate cele 200 de țări, cam aproape de nivelul de viață a țărilor europene, nordice, să zicem, nu mai zic de Marea Britanie și Elveția, atunci situația în lume s-a schimbat dramatic. Deci oamenii n-ar fi nevoiți să iasă în stradă, să lupte, să înarmeze și așa mai departe. Și cu înarmarea. Păi, oameni buni, opriți-vă. De ce trebuie, iată, cum zici tu, Statele Unite să aibă o armată deci, atât de colosală? Nu se pot opri oamenii. Și dacă te înarmezi, iată, mâine poi mâine, care e problema? Deci eu mă gândesc la problema aceasta. Mâine poi mâine zburăm în aer toți. Și dacă continuăm dezvoltarea înarmării în așa atât de intensiv, mâine poi mâine o să apară, și în principiu pare mi s-au apărut de fapt, bombe atomice foarte mici, care poți să le pui în buzunar și să le arunci într-o mulțime. Și atunci eu vreau, aș vrea, știi, nu aș vrea, m-a vrut să zic, Doamne ferește, să se întâmple aceasta într-un oraș din Marea Britanie sau din Statele Unite. Iată, eu vreau să atrag atenția la unii, inclusiv la cei care guvernează lumea, că oameni buni o să supraviețuiască în viitorul război, nu popoarele cele care sunt cele astăzi mai deștepte, mai dezvoltate și așa mai departe, dar cele care sunt nevoite să trăiască în mizerie. Pentru că dacă o să înceapă ceva, un război serios, cum iată, unii văd că timp spre aceasta, când aș menține bogățiile, eu nu știu cine o să supraviețuiască, doar, iată, ultimele, eu iarăși vreau să oamenii să se gândească, ultimele două războaie, cel puțin, mondiale, că astăzi spune că nu, n-a fost primul război mondial, n-a fost a doilea, ci a fost a treia sau a patra sau nu știu câta, că au mai fost războaie mondiale și în secolul 18, și în secolul 19, și nu știu ce acolo, foaie verde, oamenii. Dar uitați-vă, primul și a doilea război mondial l-au pierdut cei care n-au început. Și dacă le spuneai lor că ei o să piardă, iată cum Messing au pățit-o. I-a spus lui Hitler că o să piardă războiul, Germania. Și el mai nu l-a terminat. Poate oamenii se vor gândi, deci iată cu migrația. Deci în Europa populația nu crește, deci. Și apare problema, dar cine va suferi în primul rând? Eu aș pune problema mai larg, rasa albă. Este astăzi pusă sub semn, existența ei este pusă sub semnul întrebării. Eu nu cred că cineva va începe să mă îndinuiască sau pe tine să te îndinuiască emisiunea, dacă e publică, că noi aici ne ocupăm cu naționalism, rasism și așa mai departe. Dar aceasta nu se exclude, deci luând în considerație agresivitatea celor care astăzi pătrund în țările dezvoltate ale Europei. Și cu aceasta, deci, aș vrea să termin astăzi, continuând cu problema de iată, calculul despre cum să facem ca să mare majoritatea populației, de exemplu, țărilor mai slab dezvoltate, cum este și Republica Moldova și România,
să ajungă la un nivel de trai deci, decent ca și în majoritatea țărilor europene dezvoltate. Deci vreau să atrag atenția, în primul rând, tineretului să citească cel puțin lucrarea lui Engels, Originea familiei, proprietății private și a statului, în limba rusă, prescăjdenie semnii ceasnei sobstinții găsădarstva, cei care vor să înțeleagă ce se petrece în lume și se va petrece în viitorul apropiat. Și deci, dacă se va confirma... În mod sigur au fost scrise cărți de filozofie sau de politică mult mai bune și mai de actualitate în secolul 20, de exemplu. De ce să ne adresăm numai la lucrarea lui Darwin, numai la lucrarea lui Engels, numai la lucrarea lui Karl Marx, când s-au scris după aceea lucruri mult mai informate și mai documentate în secolul 20, după cele două conflagrații mondiale? Niciodată. Iată, numește-mi o lucrare, eu o să mă găsesc, dacă există, eu o să o citesc și o să spun concluziile mele. Ceea ce s-a scris acum nu de mult, după ce până la prăbușirea unui sovietici asta, după prăbușirea unui sovietici, deci este mult la nivel, de un nivel mult mai jos decât cum a scris și ceea ce a scris Marx și Engels. Eu mă uit chiar am zis de Antena 3 că acolo Mircea Badea și el vorbește de crește din Statele Unite al lui Biden, sunt neomarxiști și se vorbește mult și în alte posturi de televiziune despre neomarxiști, nu știu ce acolo, n-au nimic ăștia cu marxismul, nici în clin, nici în mânică. Marx a scris o lucrare excepțională care a arătat cum s-a dezvoltat lumea din punct de vedere economic. Engels a mai scris lucrări, alte lucrări, de exemplu, Războiul Civil de Franța, cum s-a dezvoltat lumea în perioada respectivă și, iată, în lucrarea aceasta, cum a apărut familia, proprietatea privată și statul la diferite popoare. Și cine dorește, mă rog, ele sunt lucrări scrise în perioada respectivă, care poți să, dacă vrei să cunoști mai multe despre lume, trebuie să le citești, dacă nu, nu. Și nimeni nu poate să-mi impună mie sau ție sau cuiva să citești o lucrare, mă rog, dar trebuie să cunoaștem despre, măcar despre existența acestor lucrări și despre faptul că ele, în principiu, în așa democrație cum este democrația Republica Moldova, România și alte țări din Uniunea Europeană, au fost în principiu interzise, nu au fost emise decrete, dar au fost scoase din toate bibliotecile, deci... Așa că, în mare parte, a fost lichidat. Pentru că gândirea de stânga s-o cam compromis cu PCR și cu PCUS și, la fel ca după căderea nazismului, lucrarea lui Hitler Mein Kampf a fost cumva ascunsă și repudiată și chiar interzisă, la fel și cu lucrările, baza comunismului, lucrările lui Marx și Engels sunt uitate, neglijate. Unii consideră că din cauza lor am trăit urgia comunistă, totalitară. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică și în China cu comunismul... Și în România și în alte țări europene. Și alte țări care au fost, li s-a impus comunismul... Iugoslavia, Polonia, Cehoslovacia. Au pierdut războiul împotriva Uniunii Sovietice, au fost ocupate, deci da, așa a fost viața. Nu i-a chemat nimeni deci, pe ce să atace, să înceapă războiul, puteau să nu-l înceapă. Dar Polonia, mă rog, ce vin a avut? Ce a început? Că era ocupată, a fost ocupată de Uniunea Sovietică exact la 2 săptămâni după ce jumătate de Polonia a fost desființată de Germania nazistă. Deci Polonia n-are nicio vină din începerea războiului 2 mondial. S-a înțeles Germania și Uniunea Sovietică, două țări mai puternici și mai cu o economie mai puternică, cu o armată mai puternică, sunt parte Poloniei. Na, cine se informează știe cum a început războiul 2 mondial și cum s-a terminat, dar mi s-a părut greșit să zici că au pățit ce au meritat, că au început războiul. Cine a început războiul? România, de exemplu, care în 40 a rămas fără Basarabia, în urma pactului Molotov-Ribbentrop, a încercat să-și recapite pământurile. Nu, să nu uităm despre tratatul de la München, în primul rând. Acela a fost mai înainte decât asta cu Ribbentrop și Molotov. Așa că, deci, dar cine, Polonia ce a făcut ca să Germania să nu cucerească Cehoslovacia, să nu cucerească ceilalte state care până la hotarele ei
ea putea să împotrivească, putea să ceară și Uniunii Sovietice ajutor și Franței și Marii Britanii, n-a făcut-o. Ei au stat și au așteptat ca Hitler cumva să atace Uniunea Sovietică, sau eu nu știu deci cum ei s-au gândit, deoarece dacă Hitler trebuia să atace Uniunea Sovietică, el numai decât trebuia să treacă prin Polonia, așa sau nu? Nu știu. Putea și pe alături, cu aliații români, deci, prin Basarabia să atace. Da, păi așa și-au făcut. Au trecut și prin România, Germania, și au atacat de pe teritoriul României. România a fost în război împotriva Uniunii Sovietice. Slava Domnului, a terminat destul de bine datorită unor acțiuni a regilor României, da? Mă rog, asta e alt problem. Nu, în război deja regii erau de mult departe, se ocupa generalul și după aceea mareșalul Antonescu, un dictator care s-a autoproclamat dictator după modelul Führerului. Eu am zis că România a terminat destul de bine după al doilea război mondial datorită unor acțiuni a regilor României care... în august 44, când a întors armele. În 44, da. Dacă nu termina, nu, poate alte soarte era, mai știu, dar, mă rog, a fost ce a fost. Și așa au plătit despăgubiri de război mulți ani și cu sovromul și cu tezaurul și cu he-he-he. Corect. Și fără Basarabia. Și Bucovina luată. Care, Oleg, noi nu putem schimba nimic din ce a fost. Noi încercăm cumva să întâmpinăm... Și să învățăm din lecțiile istorice, da. Da, să învățăm din lecții, dar nu... Din ca să nu le repetăm. Ca să nu repetăm creșterile celor. Și în principiu nu avem altul mod de ales, să ne conducem din principiile adevărului, dreptății, dar cam nu prea lumea vrea. Deci, iată, cu orice preț, oamenii tind, cei care conduc lumea, conduc Europa, conduc Statele Unite, cu orice preț să îmbogățească. Păi stați-vă, oameni buni, dar nu e așa, chiar. Uite, eu am citit anul trecut, sau în 2017-2018, nu mai țin minte, am avut date despre dezvoltarea Germaniei economice. Și era scris că venitul global al Germaniei a crescut cu 4%. Da? Și numărul săracilor a crescut tot cu 4%. Închipuiți? Adică, Germania, dezvoltarea economică a crescut cu vreo 4%, dar numărul săracilor s-a mărit. Trebuie să vedem că și noțiunea de sărac e relativă. Săracii de acum au telefoane mobile și acces la internet și servicii sociale pe care nu le visau bogații de acum un secol sau două sau un mileniu în urmă. Deci sărăcia de acum nu-i sărăcia de... Până la primul război mondial, de exemplu. Desigur, unii acolo s-au mai cumpărat un telefon mobil de câțiva lei acolo, mai știu eu, dar problema costă în aceea că noi trebuie să vedem, în primul rând, câți din români s-au făcut cu apartamente, față de exemplu, 10 ani anul ăsta, față de 10 ani în urmă, sau de pe timpul lui Ceaușescu. Și atunci, deci, astăzi, în principiu, starea omului în societate, în mare parte, de iată cum zice, care e nivelul sărăciei. Iată, eu nici până azi. În România nu este stabilit. Este minimul salariu minim și care este de undeva cu vreo 200 de lei mai jos, auzi, decât asta, cum îi spune, mediul de viață. Coșul minim de consum. Coșul minim de consum era 260 de lei undeva aproape și salariul minim era 2500 și ceva și ăsta salariul minim era 2008 lei până nu din sau 80 de lei până nu de mult. Până când eu eram în 2018 eram cu 1400 chiar salariul minim. Desigur, a crescut, cum zici tu, puțin. Dar iată, nici până la coșul minim de consum n-a ajuns salariul mediu, dați închipui pensia. Iată, eu cunosc om care ca invalid de gradul 2, persoană cu handicap de gradul 2, primește 190 de lei. Da, 190, chiar mă te... nici nu 100, 100, da, hai să zicem 190 de lei. Știu alt om tot cu dizabilități și are pensia... Indemnizația de stat 320 de lei și vrea să judece cu anumite instituții de stat și trebuie să-și plătească avocat. Pentru că plafonul de venituri
ca să poți apela la avocat de stat, e 300 și el are cu 20 de lei mai mult și trebuie să-și plătească avocatul. Dar ce avocat îi dă consultație cu 200 de lei, de exemplu? El trebuie să dea toți banii pentru consultație juridică, pentru că are cu 20 de lei mai mult decât minimul. Lasă-l să vină la mine, eu mergem în judecată degeaba. Eu deservesc în judecată degeaba, îți fac cerere. Eu am făcut cerere de asemenea. Păi și eu beneficiez de asistență juridică pro bono de la avocați care practică meserie și câștigă din asta, dar pentru că mă simpatizează, mă ajută pro bono și cred că asta e soluția, dar una provizorie. Ar trebui gândite niște măsuri de stat care să facă posibilă asigurarea dreptului la justiție pentru toată lumea, așa cum scrie Constituție. Păi nu se pune deci pragul de 300 de la... Corect, iată, noi să vorbim data viitoare despre chestiunea aceasta. Uite, cea mai mare pensie în România e de vreo 40.000 de lei. 40.000 de lei. Cea mai mică pensie nimeni nu știe cât e, deci atât de 200 de lei. Ți închipă care e diferența. Enormă, da. Lumea spune că diferența de pensia mică și pensia cea mai mare trebuie să fie nu mai mult de 10. Adică, dacă eu am 20.000 de lei pensie, tu ar trebui obligatoriu ca cel puțin minim 2.000 să ai. Dar ți închipă care e diferența dintre... Da, uite ce, judecătorii, procurorii, una alta, au salarii exorbitante. Au, dacă mai lucrează, unde lucrează, citesc lecții, toți ăștia, ei au până la 40-50 de mii de lei lunar. Și salariul mediu, deci, e 2000 de lei. Păi, salariul mediu, dacă e salariul minim, președintele țării, iată, are 20 de mii de lei. Cât ar trebui să fie salariul minim? Iată, venitul minim la toți. Nu mai puțin de 2000 de lei, da? Păi faci și pensionarului și persoanei cu handicap și pensionarului de gradul 1, 2, minim 2000 de lei. Și dă-le la ceilalți 20.000. Nu. Deci cei bogați nu vor să se împartă nici de cum cu acei sărați. Iată care e principiul astăzi, principala contradicție din societate și principala problemă despre adevăr și dreptate în societățile respective. Iată, facem concluzii. Bun, data viitoare vorbim despre impozitare graduală. Bogații să plătească impozite mari și săracii să nu plătească impozite deloc, de exemplu. Sau despre venitul minim garantat. Se vorbește în lumea civilizată despre asta. Dar să vorbim despre impozite, despre necesitățile vitale ale omului. Aer, apă, mâncare, locuință. Iată acestea, că dacă omul are locuință, cât el o scoate la capăt. Bun. O seară bună la toți și sănătate. Mulțumim, la revedere. La revedere.